A venit momentul ca să-l invit în fața dumneavoastră pe unul dintre vechii prieteni ai evenimentului nostru și ai revistei Mid Milk, domnul Ionuț Nache, manager general al companiei NAC Consulting și reprezentant oficial al IFC Management GmbH. Domnia sa va susține în 12 minute plus 3 de întrebări comunicarea cu titlul Conducere și implicare, cultura siguranței alimentare. Vă invit, domnule Nache. Mulțumesc frumos, bine ați venit și mulțumesc prietenilor de la Meat & Milk. Cred că este a 11-a ediție și cred că suntem împreună de 9 ani. Creștem împreună. Conducere și implicare, zic eu că e momentul după pandemie să discutăm, să discutăm la modul foarte serios și susținut de partea de cerințe, pentru că mie mi se pare foarte, foarte important ca în orice proiect partea de implicare a proprietarilor afaceri și partea de implicare a celor care au autoritatea să conducă niște procese este excepțional de mare. Legat de AFS, câteva cuvinte, doar ca să vedeți diferența față de alte scheme de certificare. În primul și în primul rând, toate informațiile sunt deschise, sunt publice. Deci aveți documente normative, aveți ghiduri, astfel încât dacă vă documentați, descărcați automat de pe site, aveți toate informațiile. În limba română sunt traduse atât standardul cât și doctrina, iar începând de anul acesta o să încep să traduc și o parte din ghiduri, fiindcă mi se pare foarte important ca industria și reprezentanții să aibă acces la aceste ghiduri în limba română. Legat de baza de date IFS, poate dumneavoastră știți, unii dintre dumneavoastră, alții nu, odată ce sunteți certificați IFS, apăreți în baza de date a tuturor lanțurilor de retail din toată lumea. Și atunci, asta la o căutare pe o anumită categorie de produse, orice fel de lanț de retail din orice parte a lumii vă poate identifica ca potențial furnizor. Din alt punct de vedere, bineînțeles că nu este suficient. Faptul că ești într-un loc nu înseamnă că ți asigură și contractul. Dar este un foarte bun început pentru a putea demara și pentru a putea merge în a identifica acest partener și, cum spun de câțiva ani buni, este cel mai bun pașaport pentru produsele dumneavoastră. Din punct de vedere al beneficiilor pe care le aveți, orice firmă certificată AFS are acces la acest tablou de bord care se poate personaliza și care poate cuprinde în rezumat toate informațiile de care dumneavoastră aveți nevoie pe specificul activității dumneavoastră și pe specificul categoriilor respective. Și aici vă dau câteva exemple cum vă puteți personaliza. Deci aveți acces direct site RASF portal, Food Standards Energy, European Commission of Database, Food Safety Tech. Deci toate informațiile acestea revin, o să aveți acces la informație, faceți un click și imediat ajungeți la ceea ce vă interesează, plus posibilitatea ca din toate sursele care sunt deja filtrate de AFS să vă alegeți ceea ce vă interesează. Bun. Știți foarte bine, a apărut IFS Food 7 și au fost câteva modificări importante, doar câteva să vi le subliniez. S-a schimbat sistemul de notare la knockout, anume, nu se mai poate da B la knockout. Deci fie este ok, fie ați luat A-ul, fie dacă lucrurile nu sunt în bună regulă, luați C și asta înseamnă 5 puncte. În orice caz, știți foarte bine că pe knockout, dacă ai D, s-a terminat partea asta de succes, în sensul că aveți o situație în care se scade punctajul. Deci nu mai puteți evalua cu B o cerință knockout. Ce vreau să subliniez aici este o chestie care în general lumea spune că o cunoaște, dar eu nu sunt foarte convins că se face întotdeauna diferența între corecție și acțiune corectivă. Și atunci, ca să fie lucrurile cât se poate de simple, corecția este acțiunea pe efect sau dacă vreți dumneavoastră defect. Și aia este o corecție. În schimb, acțiunea corectivă este îndreptată pe cauza care a generat
și are un scop precis să elimine cauza. De ce? Ca acea neconformitate să nu reapară. Și atunci, dacă aveți foarte clar acțiunile, corecția pe efect sau pe defect și acțiunea corectivă pe cauză, nu mai aveți cum să le încurcați. De ce subliniez lucrurile astea? Pentru că vedeți că au apărut niște precizări în care corecțiile trebuie să fie transmise către organismul de certificare în maxim 4 săptămâni de la auditul de certificare. Iar acțiunile corective, da, aici aveți mai mult timp, trebuie gândite și stabilite în așa fel încât până la data următorului audit de recertificare acestea să poată să devină eficace și să puteți să demonstrați eficacitatea lor. Bun, și trecem la subiectul principal, conducere și implicare, care este un capitol cât se poate de important din IFS și încercăm să lămurim puțin lucrurile, pentru că discutăm despre niște aspecte, despre niște cuvinte mari, dar nu întotdeauna avem definiția exactă a ceea ce înseamnă. Și atunci, partea aceasta de ați auzit cultura siguranței alimentelor sună foarte bine, în engleză sună și mai bine, food safety culture. Nu este o chestie că e la modă, că mi se pare că dă bine și că sună bine, ci e o chestie absolut obligatorie, care este cerință. Cerință atât în politică, cât și în analiza elementelor din analizelor efectuate de management, da? Iar apropo de discuțiile auditorilor cu proprietarii de afaceri sau cu partea asta de CEO, manager general, discuțiile nu sunt niște discuții filozofice sau diplomatice. Un proprietar de afaceri, un director general trebuie să arate că este implicat. Cum poate el să arate lucrurile astea? Prin exemple, prin faptul că poate să dea trimiteri, poate să facă sugestii, poate să arate, să demonstreze, da? Lucruri legate de cum sunt conștientizați angajații, care sunt responsabilitățile lor. Deci nu se pasează către directorul de calitate, stai domne, calitatea e acolo. Nu, el trebuie să vină și să spună. Ce a asigurat? Ce resurse a asigurat? Și aici o să vreau să fac puțin o paralelă. După cum știți, apropo de celebrări, să zicem și noi, celebrăm 22 de ani de activitate și 10 ani de parteneriat cu AFS. Deci partea aceasta de audituri, deci noi facem audituri la furnizorii clienților noștri de cel puțin 15 ani. În România și în alte 15 țări. În momentul în care noi avem fișa profil a furnizorului, acolo sunt niște aspecte extrem de importante care să-ți dea o primă imagine despre furnizorul respectiv. Sunt întrebări legate de bugete de instruire. Sunt întrebări legate de bugete de research and development. Sunt întrebări care țin de zona de management a energiei. Sunt întrebări care vin în zona de standarde sociale. Toată lumea e nebunită acum cu ESG-urile, da? Environmental Social Governance, să vă fie în clar pentru toată lumea, nu este o modă. Este ceva care ori ne adaptăm, ori nu. Și cum mai spun eu, a supraviețui nu este obligatoriu. Drept pentru care lucrurile astea, când au fost stabilite și cum au fost stabilite, noi nu am participat. Că noi nu știm să participăm atunci când se iau decizii. Și când vine de sus, de la Uniunea Europeană în jos către noi, zice, aoleu, ce fac ăștia? Pe ce au făcut ăștia? Și au discutat. Dacă tu n-ai făcut parte la discuții, ți se dă, poftiți, trebuie să vă conformați. Ok. Partea asta de ținere la curent cu noutățile legislative. Sunt foarte mulți care spune, domnule, avem abonament. Faptul că ai un abonament, asta nu înseamnă că ești la curent cu ce se întâmplă și mai ales nu ți-ai extrat informația și ți-ai introdus-o în propriul tău sistem. Bun, alte link-uri le aveți în prezentare, nu insist, astfel încât să vă puteți da seama cum au văzut entități foarte importante partea aceasta de cultura siguranței alimentului și le aveți pe toate. Și aici încerc eu o parte de sistematizare ca să vedeți cam despre ce e vorba când discutăm despre cultură. Sunt patru lucruri foarte clar stabilite.
în zona de comunicare, în zona de instruire, atenție mare, feedback, angajați privind problemele de siguranță alimentelor și măsurători de performanță. Bun. E, când am construit pagina asta, eu nu știu dacă dumneavoastră realizați cam câte cerințe sunt acolo și cam în câte puncte un auditor poate să verifice dacă implicarea și conducerea este formală sau este reală. Și atunci, pe scurt, bolduite sunt capitolele mari. Personal, conștientizare și comunicare. Dar uitați-vă în dreapta. Deci, politică, resurse, conștientizare, angajați, competențe. Uitați-vă la responsabilități câte cerințe sunt. Instruire, uitați-vă iarăși la instruire câte cerințe sunt. Lucru în echipă, comunicare. Deci, astea sunt cerințe, unele din cele 237, prin care orice auditor cu experiență, și gândiți-vă că, în general, eu am 25 de ani de, ani de audit, da? Echipa a cumulat, avem peste 350 de ani cumulat la nivel de echipă. Un auditor cu experiență, în minim două zile on-site, n-are cum să nu-și dea seama despre ce e vorba. Avem conducere, avem implicare sau povestim frumos? Bun, și partea a doua, care vine în zona de îmbunătățire, eficacitate, analiză de tendințe, testare, sistem, inițiere de îmbunătățiri, avem iarăși și mai multe cerințe. Aici nu sunt atât de multe una după alta, dar sunt multe ele. Adică, obiective, orientare către client, analiză de management, analiză de pericole, HACCP, instruire, ce povesteam adineaur, research and development, evaluare furnizori, măsuri de control, flux tehnologic. Nu vi le mai citesc pe toate. Foarte multe puncte în care un auditor își dă seama acea conducere este implicată sau nu. Asigură resurse sau nu. Și avem knockout. Știți că avem knockout aici. Bun. Legat de partea de sintetizare și pe schemele respective care vi le-am dat pe linkuri, sunt mai multe abordări, dar în principiu lucrurile sunt clar văzute apropo de oameni, viziune, misiune, consistență, adaptabilitate, analiză de risc și awareness, adică conștientizare, mă scuzați. Asta e un studiu care vă invit să-l citiți, al celor de la Camden, în care ei văd lucrurile la nivel de oameni, procese, scop și proactivitate. Dar, după cum vedeți, lucrurile sunt cam tot în zona respectivă, dar foarte interesant studiu de citit. Iar legat de câteva exemple simple, că mă apropii de sfârșit, avem o parte de feedback care este cerință și care denotă dacă într-adevăr ceea ce ați făcut când ați spus că v-ați implicat și conduceți o afacere, se poate și resimți, percepe. De ce? Pentru că avem acest feedback. Și atunci sunt întrebări pe care un auditor cu experiență, într-o discuție diplomatică, caldă, poate să pune niște întrebări ușor nevinovate, dar să vedeți răspunsuri. Da? Deci când s-a întâmplat ultima dată să aveți o discuție legată de... Pur și simplu. Iar cu Nea Gică, cu doamna, cum vreți dumneavoastră, Ionescu, Popescu, nu contează, în momentul în care un auditor discută, omul nu minte. Deci omul simplu, cel care e în operațional, cel care este în secție, nu minte, pentru că nu este în firea lui să mintă. Și atunci la întrebări de genul ăsta să spună. Am avut sau n-am avut? Partea asta de implicarea lor personal. Cum contribui la? Când ați avut ultima instruire? Sunt întrebări cât se poate de firești și de simple. Și atunci, automat, luându-se pulsul acesta, ne putem da seama, legat de indicatori de performanță și de conducere prin obiective, întrebare grea, e întrebare cum, cum e întrebare deschisă. Deci în momentul în care pui cum, deja poate să-ți vină orice fel de răspuns. Cum este măsurată performanța ta privind siguranța alimentelor? Încă două minute. Da, 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 pentru că se termină. Aici aveți niște exemple de chestionare.
Aici s-ar putea să ziceți și să zâmbiți, dar eu nu zâmbesc. În sensul că par să fie banale, da? Mă rog, ăștia care au fost și înainte de 89 cu ceva experiență, erau înainte cu panou. Dar ideea este că e o chestie deschisă, anonimă, în care se încurajează acest feedback, se analizează și se comunică, pentru că este important pentru tine să vezi dacă ceea ce ai făcut a fost suficient, a fost bine înțeles și dacă organizația sau oamenii reacționează. Pentru că dacă organizația nu reacționează, este clar că este vina ta, nu este vina lor. Asta este. Mulțumesc. Atât? Mulțumesc. Mulțumim. Asta, întrebare avem, din sală. Avem o întrebare. Întrebare din sală. Are, vrea să întrebe. Este în formă astăzi, domnul Coșocaru. Nu că altădată n-ar fi fost. Hai să discutăm un pic. Dau cum extrapola acest tip de audit la nivel guvernamental, la așa, mulțumesc, mulțumesc. Am mai fost ANSVSA, da, da, da. Controlul oficial. Am mai fost întrebat și cunoaște Ministerul Agriculturii ce trebuie să îndeplinească furnizorul român de produse alimente, mai ales că eu cred că nici 10% din producătorii de alimente din România nu au astfel de imediat discutăm. Ok, mersi. Am niște cifre recente, fiindcă a fost conferința IFS pe 27 mai și au venit ultimele cifre de la Berlin. Polonia a ajuns la 1200 de firme certificate pe IFS Food. România se apropie de 300. Cehia și Ungaria, care sunt jumătate, după cum știți, 7-10 milioane câți au mai rămas și ei, sunt undeva la 400 sau la 500 de certificate. Asta ca să ne dăm seama cum suntem. Dacă mergem în zona de logistică, noi avem 3, 4, 5 firme certificate pe IFS Logistics. Polonia a sărit de 1000. Nu, pardon, Cehia a sărit de 1000. Deci lucrurile, nu mai povestesc de broker, care e partea de intermediere. Deci trendurile le știu eu personal de 10 ani. Le urmăresc și încerc să motivez piața să meargă în partea aceea, nu pentru a vinde în retail. Greșit. 50% din firmele certificate în Polonia nu s-au certificat IFS pentru retail, ci pentru export. Da? Și atunci, dacă vă întrebați unde sunt banii, poate vă întrebați. Ei, mai mulți bani sunt afară decât în țară. Și atunci, asta e ideea, de asta am deschis... Vreau să întreb pentru consumator. Este conștiința asta, vorbim de siguranță alimentară, da, de sufluțe, pentru că noi trebuie să apreciem consumatorul, nu să facem obligații. Corect, corect. Deci, abordarea pe bază de proces și o certificare de produs este cu totul altceva decât o certificare de sistem. Sper că înțelegeți. În sensul că sistemul, să zicem că e pe un plan orizontal, pe plan vertical sunt procesele și produsele. Noi când comercializăm, nu comercializăm sisteme. Noi când comercializăm, comercializăm produse sau servicii. Drept pentru care, apropo de să ne întoarcem puțin la stat, instituțiile statului, audituri și lucruri de genul ăsta, una, nu se conștientizează, pentru că am mai pus de mai mulți ani întrebarea asta. Foarte frumos, scheme europene de calitate. Deosebit, avem un număr de firme certificate, dar și-a pus cineva întrebarea, piața ce cere? Și simplu. Pentru producție primară cere Global Gap, că ați văzut siglele la Horatiu, pentru partea de procesare cere AFS, BRC sau FSSC 22.000, da? Deci GFSI, Global Food Safety Initiative. Asta cere piața. Și atunci dacă asta cere piața, noi ce oferim? Da. Legat de... Nu mă implic. Deci în zona de audit instituții de stat nu ne implicăm. Exact. Deci de 10 ani nu s-au făcut audituri pe produsul tradițional. Deci Ministerul
Da. Păi și atunci, diplome ca... Da, deci aici e o discuție mulțumim întreagă. Mult. Continuăm discuția, două zile sunt aici. Mulțumim mult. Mai bine, mulțumesc mult de tot. Aplauze pe domnul Nache.